Țineți minte, avem trei sisteme de legi. Legile universului au fost, sunt și vor rămâne aceleași. Legile religioase care la 2000 de ani se schimbă, mai apare un nou testament, probabil că se pregătește un viitor testament. Legile statului, care se schimbă de la un parlament la altul și asta e. Acum nu trebuie să trăim în așa fel încât să fim în echilibru și cu capra și cu varza și cu lupul. Dar, adică trebuie să respectăm aceste legi, dar în același timp trebuie să ținem minte că legile naturii sunt prioritare. Dacă le respectăm pe primele două, că sunt legile religioase și legile statului, dar nu respectăm legile naturii, vom avea probleme de genul, sunt o mulțime de oameni religioși care se apucă să țină post în timpul zilei și la ora 11-12 noaptea încep să mănânce. Și ei încep să se îmbolnăvească de diabet. Pentru că, pe urmă, imediat ce au mâncat, se culcă. Deci, încă un lucru interesant. Zice că trebuie să ai o perioadă de 3 ore minim, de la ultima masă până la somn. Să nu iei sedative, să nu consumi cafea, să nu mănânci lucruri care conțin cofeină, ceai negru, nicotină, alcool. În general, evită sportul seara. Îmbătrânește foarte repede. Chiar dacă obosește, crește nivelul de adrenalină, de gaze endorfine, dându-ți o stare de agitație. Foarte interesant, sportul, dacă îl faci, spăl cu cel mult 5 ore înainte de ora de somn. Ultima masă ar trebui să fie până la ora 19. Evită somnul de după amiază, în sensul că eu mănânc și mă culc, mă trezesc și dorm. Nu, asta nu. Dar dacă eu am mâncat și mă întind la 45 de grade, într-un fotoliu, într-un șezlong, și mă relaxez într-un mod organizat, nu numai că nu trebuie să-l evit, trebuie să-l caut. Pentru că prima lege a stomacului, la nivel natural, spune după fiecare masă, odihnește. Dar sunt și oameni care nu pot să scape, pentru că le stă bine cu ochelari. Dar dacă oamenii vor să-ți vindece vederea, dimineața pot să privească răsăritul de soare. Răsare soarele, îți fixezi privirea și lasă acea lumină să vină în ochii tăi. În 40 de zile nu mai poți folosi ochelari, n-ai cum, n-ai de ce. Dar 40 de zile, zi de zi, te școli să vezi răsăritul soarelui. Este un moment puternic de prosperitate, pentru că zice că soarele este arhetipul bogăției. Poftim? 10 minute este suficient. Atât timp cât puteți privi ochii. Dar nu am uitat să am plecat. Nu. O lumânare, soarele și lumânarea au foarte multe lucruri în comun. Știți? Noi avem oameni care au murit din familiile noastre. Noi le aprindem mereu câte o lumânare. Și tradiția spune că lumina, acea flacără, le hrănește sufletul dincolo. Și e adevărat. În anii 90 lucram foarte mult hipnoză, sunt speciale regresii în viețile trecute. Sunt aici oameni care unul a trăit în Finlanda, alții au trăit în alte părți și au văzut părți din viețile lor. Și în același timp mă interesa dacă botezul este adevărat. Păi eu o gogoriță. Și am luat 4 oameni bine antrenat, i-am introdus într-o stare specială și i-am pus să urmărească momentul botezului. Vă interesează? Da. Credeți-mă, în momentul în care începea acest ritual al botezului, intra o lumină în copii și aura lor se împiega, devenea stabilă. Mi s-a părut fabulos. Multe lucruri care le-am putut afla prin acest sistem de cercetare a universului. Mediumitate, channeling. Sunt multe altele. Și ne va întreba, dar de ce folosea asta? Eram într-o perioadă în care partea financiară nu era bine aspectată. Nu aveam bani și ajung în China,
în Himalaya sau în alte părți, dar aveam suficientă minte să antrenez oameni, conștiința lor să ajungă acolo să pot să învăț. Revenind înapoi la poveștile noastre, deci, acest lucru este ușor, pentru că mintea e ca o maimuțică și agață de lucruri sclipitoare și agață de lucruri frumoase. La un lucru frumos ești răpit, nu mai trebuie să faci efort să-l privești. Deci, această materie a focului, referitor la soare și placa de lumânare, hrănește corpurile subtile din noi. Ce este însă meditația? Dacă vă puteți relaxa un timp, adică dacă poți să te relaxezi un timp, înseamnă că poți deja să te concentrezi. Iar dacă faci deja acest lucru un timp suficient de lung, deja ai activat un proces de curățare a minții, care în cele din urmă va duce la ceea ce mulți oameni numesc lumânile meditației. Herbert Benson, unul dintre mari neurologi ai Occidentului, care toată viața lui, mai bine de 60 de ani, a studiat Tibetul, China, Asia, a spus foarte clar, diferența dintre un om care cucerește lumea și un om care este înfrânt de lumea, este doar capacitatea lui de a accesa informațiile, experiențele care le-a trăit. Sinele nostru nu este decât suma experiențelor noastre. Asta este, de fapt, miracolul când spune, nu ai o conectare cu sinele tău. Nu ai o conectare cu experiențele prin care ai trecut. Nu le poți scoate ușor, nu le poți accesa ușor. Deci, un mod simplu de a medita este banal. Să așezi pe scaun, stai drept și urmărești respirația. Probabil că va trebui să nu mai respirați la început, dar doar urmărești și de observat că mintea va activa cel mai puternic mecanism de vindecare. Primul și cel mai puternic la fazele de început, pentru a vindeca arborele genealogice, genele ademenii, este meditație. Nimeni, niciun medicament nu poate să facă asta. Deci, ideea este că atunci când meditezi, dacă cineva, știi cum suntem noi programați? Și am întâmplat vreodată să vă anunțe cineva o pisică și să o duceți acasă? Înțelegeți ce spun? Să vă înfileteze cineva în anume fel și te duce acasă ca turbatul și te iei cu toată luna de gât? Ați văzut și cu aceea ta? La alții? Ați văzut? Sigur? Ok. În momentul în care noi medităm, noi vedem foarte multe înfiletări de genul ăsta, de acest proces face parte dintr-o disciplină foarte mare, numită o presiune spirituală. Primare spirituală. Este, începând de la presiunea socială, noi nu facem treaba, noi nu vrem să facem lucrul ăla, dar grupul face. Trebuie să fim în rândul lumii. Și presiunea socială ne mână și ne face ca viața să ne trăiască pe noi. Și nu avem o mare problemă. De aceea este important să medităm. Când meditezi, ori de câte ori meditezi, tocmai te transformi din sclavul cumva în propriul tău stăpân. Ori de câte ori faci lucrurile astea. Și mi-am întrebat, când știu că am ajuns cu adevărat în meditație? Atunci când nu-ți vei mai simți corpul și vei simți mintea liberă și orice gândești deja apar soluții. Acela e început. Cineva zice, stai un pic. A fost o situație în care m-am pus în meditație și, Doamne, era foarte ciudat. Eu aveam corpul ăsta, dar foarte ciudat așa. Ați avut o altă situație asta, ați citit despre aia, ați văzut la altfel? Situația asta este exact ce spune românul că te-ai sculat cu fața la cercea. Când noi dormim, cineva ne sperie, noi nu intrăm bine în corp.
E ca o domniță care grăbită, 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 nu și-a trăit în ciorapii pe picior. Și, pe urmă, merge și ceva o rețină, ceva o rețină, ceva o invalidează. Nu se poate prima cum vrea. Și atunci, noi nu intrăm bine în cor, și pe ce pune mâna legată de jos? Păi de ce ne apucăm să alege praful? Atunci, e ca o mănușă, care în loc să băgăm fiecare degetă în ocasul lui, am căutat să băgăm toate degetele într-un singur locat, ce-a rămas locat, mâna aia nu putea să facem nimic.